Cătălin Florea este un tânăr inginer, absolvent a două facultăți, care a decis să participe și la programul Tineri Lideri pentru Agricultură. De ce și cum îl ajută acest program, aflăm împreună. Cătălin, ești unul din cursanții din cadrul organizat în cadrul Clubului Fermierilor, lideri, tineri lideri pentru agricultură. Ce a presupus sau ce presupune asta pentru tine ca tânăr fermier? Este o experiență inedită. Trebuie să recunosc că am urmărit acest program încă de la lansarea primei serii și abia acum în seria 3 am reușit să intru și eu în adică să acest selectat program. Dintre mai să mulți fiu selectat fermieri. Și practic e și prima dată când am aplicat. Mi-a luat un pic să mă și hotărăsc, să zic. Nu-mi pare rău. Deci cred că este cea mai bună chestie care mi s-a întâmplat anul trecut, să mă decid să particip la această serie, să particip la interviu și să fiu admis. Este o experiență inedită doar prin prisma faptului că este un networking fantastic acolo. Suntem 60 de tineri și las la o parte trainingurile ce le avem. Doar simplu fapt că interacționăm contează foarte mult. Sistemul gândit de cei de la club este inedit și nu cred că se mai practică undeva în țara noastră. Este diferit de față de ceea ce învățăm prin facultate. Și zic asta pentru că într-un timp foarte scurt acumulezi o mulțime de chestii. Multe informații. Foarte multe informații benefică. Exact. Activitate. Pe care o aplicăm fiecare în fermele noastre. Cât de mult crezi că sau simți că se va folosi în practica ta de zi cu zi? Deja simt. Simt mică afacere, dar și în silvicultură. Deja simt lucrul ăsta prin prisma faptului că vorbesc altfel în public. Am făcut cursuri de public speaking și știu eu, diplomație și protocol și mă ajută în ceea ce privește, nu știu, asumarea riscului. Era un tip foarte analitic care stătea foarte mult să gândească înainte să acționeze. E bine să stai să gândești și să analizezi, dar la un moment dat trebuie să și faci ceva și cred că acest curs mi-a dat o doză de curaj pe care am văzut-o la ceilalți colegi. După terminarea cursului, crezi că vei fi într-adevăr un lider pentru cei din jurul tău, specialiști, colegi din breaslă? Asta depinde foarte mult și de aceste cursuri, dar depinde foarte mult și de mine în particular. Sigur. Concepția noastră de la club este că pentru a fi un bun lider trebuie să fii în primul rând un autolider. Deci este nevoie de o formare personală și continuă. Nu putem spune că după 9 luni de cursuri, gata, am devenit cel mai bun lider. Dar da, mă ajută foarte mult în devenirea unui lider. Bun. Ce activitate desfășori concret și cât crezi că exact în activitatea ta, în afacerea ta, te va ajuta aceste cursuri? Concret, pe lângă faptul că sunt inginer silvic, după cum am mai zis, avem o fermă, o micuță fermă vegetală de 45 de hectare, în care avem atât cultură mare cât și cartofi. Zona Făgăraș se știe foarte bine că cultura de cartofi este specifică. Eu am și un proiect pe tânăr fermier încheiat și am depus acum un nou proiect pe modernizare. Cred că dacă nu eram la cursuri, nu m-aș fi... N-ai fi avut curaj. N-aș fi avut curaj, dar mai, da, fiind printre ceilalți colegi și văzând că ei au curajul să meargă mai departe cu toate noile provocări, mi-a dat un imbold și cred că nu poate fi decât o chestie bună. Spui că ai terminat două facultăți. În cadrul facultăților nu v-au format și sub acest aspect, măcar așa, în parte? După cum bine se știe, sistemul educațional din România, nu pot să spun că nu e bun. Este bun, dar se axează foarte mult pe partea teoretică. Ne lipsește foarte mult partea practică și eu zic că aici este o parte mai practică. Adică aveam colegi care, după două zile de curs, într-o simulare de business, au zis că ei n-au învățat într-o facultate de contabilitate aceste lucruri pe care le-au învățat în două zile. Deci, practic, noi învățăm și jucându-ne, oarecum să zic. Și categoric este al gradului. Și asta prinde cel mai repede. Da.